Praise the Lord, and tell everyone who's here with us, God bless you. Good morning, good evening, wherever you are here on this planet. Vă spunem pacea Domnului Iisus Hristos și bună dimineața, bună seara, bună ziua, care unde sunteți pe planeta aceasta. Mulțumim Domnului că ne-a ajutat și în această sâmbătă să intrăm la o părtășie. Am ales ziua aceasta pentru că nu că facem noi diferențe între zile, ci este o zi care mai mulți sunt liberi și putem să intrăm și să avem un pic de părtășie împreună și atunci și frații care pot să ne urmărească, surori, prieteni, Domnul să vă binecuvânteze pe toți și să fim uniți una în dragostea Domnului Iisus Hristos care ne-a răscumpărat în dealul Golgotei. So I have chosen this day, so we have chosen this day, not because we make differences between days, it's just because most of the people are off Saturdays and we decided to have a time of fellowship where we can come together, to rejoice in the Lord and to praise Him for everything He has done in our lives. And may the Lord bless each and every one of you, those who barely start to follow us, those who will come later, and also all those who will watch afterwards. May the Lord bless each and every one of us. And we say welcome to Pastor Raj, Pastor Naik from India both. May God bless them. And Brother Alex. And Sister Sanda, Sister Dana, Sister Maria, Sister Nicole, and others that are here with us, they don't have the camp. May God bless them all. Și-am zis, bun venit, Pastorul Raj, Pastorul Naik din India, Fratele Alexandru, Sora Sanda, Dana, Sora Maria, Sora Nicole și alții care mai sunt fără cameră, Doamne să vă binecuvânteze. Okay, Pastor Raj. Praise the Lord, everyone. Slavi să fie Domnul, vă spunem tuturor. God is good all the time. Și Domnul este bun totdeauna. And this is a grace we all have to know. Again, come this Saturday. Și da, o frumoasă oportunitate din nou să venim sâmbătă aceasta. The day, the many people, they didn't have a time to come and attend and worship, but we praise to Him. You're watching us live today here, and you are busy all the day or all the night, but now the God is ready to give you a fresh anointing, fresh power in your life. Și nu contează câți vom fi, mai mulți, mai puțini, dar câți deja ați venit, poate fiecare ocupat de la munca zilei, de la activitățile noastre, dar câți ați venit, vă spunem bun venit și mulțumim Domnului pentru oportunitate. And I'm always giving the information to everyone. Don't share your personal information to anyone. I will send a screenshot to Sister Olthe already. Someone then from in England, they send me some messages and he asked me about the information I didn't give to them. Da, și din nou, deci vă anunțăm ca de obicei să nu dați informațiile personale. Sunt oameni care caută să ne impersoneze chiar și pe noi sau spun fel de fel de mesaje că au nevoie de ajutor, că sunt plecați nu știu unde, deci fie că numele meu, fie că fratele Raj, deci și chiar s-a întâmplat unii s-au dat că este fratele Raj și au trimis mesaj prin e-mail tocmai la fratele Raj. Deci se dădea un altul. Sunt fel de fel de oameni, sau nu dați informațiile personale, nu vă încredeți în oameni. That's why I'm telling to everyone, don't share your personal information to any unknown person. Even they using my name or Sister Olthe, don't believe it. Și chiar dacă folosești numele noastre, cunosc pe fratele Raj, m-am întâlnit, știu pe sora Olthe, chiar dacă pune chiar și poze acolo făcute cu noi, nici acele nu le credeți, pentru că se pot face toate pe computer, nu credeți. Până nu vă consultați cu noi.
please you continually sharing this video to other people and other groups in Instagram, WhatsApp groups, LinkedIn, everywhere what kind of app you use. Și ca de obicei, de nou vă rugăm să distribuiți acest video la grupurile care, de care faceți parte, nu multe, să nu vă blocheze. Într-o parte în alta, pe Instagram, pe WhatsApp, pe indiferent, grupuri pe Messenger, grupuri pe Facebook, încoace și încolo, căci Domnul știe pe cine să aducă. Și printr-o distribuire, cum zicem de fiecare dată, even Domnul poate even you can go and use your email ID and through your emails you can send to others through the emails. Și tot la fel și, și prin e-mail. Un email, sunt mulți care nu au Facebook, intră un email și Domnul poate să aducă oameni. And when you're sharing the video and the things come in your mind, oh, no, no, I don't send for this group. Actually, you need to send there. Și dacă, chiar dacă în timp ce distribui, poate te gândești, oh, nu cred că trimit aici. Trimite, că noi nu știm, deci aruncăm pâinea pe apă. Don't obey to your enemy, you obey to your God, he is in heaven. Deci nu ascultăm de vrășmașul care caută, deci mereu să ne pună jos și ascultăm de vocea Domnului. And today we have a worship again, praise, this is a fellowship. We invite you to come and join us through the live watching. If you're not receiving our the notification or our Zoom ID or password, you can come in directly to the live video and you through your comments, you are joined with us. Și deci vă spunem, ne bucurăm că sunteți aici cu noi și poate că nu știm, ați primit, primiți notificări, nu primiți, dar ca să știm că ne urmăriți, deci vedem prin comentarii sau cine ne urmărește, vedem și Domnul să vă binecuvânteze și în felul acesta suntem împreună, chiar dacă unii suntem pe platformă și unii, noi nu vă vedem, dar ne vedeți, deci să fim una în Domnul și în această parte și amin. And now let's close our eyes and we are praying and pray together and we surrender to everything as God sent and God lead us. Amen. Și ne închidem ochii care unde sunteți acolo și rugați-vă împreună cu noi. Ne rugăm ca Domnul să conducă lucrarea de astăzi. Heavenly Father, we surrender ourselves to your precious hand, O Lord. Da, Tată Ceresc, ne încredințăm pe noi înșine mâinile Tale prețioase, Doamne. And above we are nothing, we surrender ourselves in your precious hand, you lead and guide us. Da, Doamne, suntem nimica fără Tine, Doamne. De ce ne încredințăm în mâinile Tale prețioase și dorim, Doamne, ca Tu să ne ghidezi, să ne conduci, Doamne, să ne înveți. And Lord, this is your grace, we all together for your kingdom. Și prin harul Tău suntem aici, Doamne, toți împreună, lucrând pentru împărăția Ta. And Abba, you bless all the brothers and sisters that are singing songs and the poems, testimony, word of God, and sharing this video, like and comment, and put their prayer request here today. Da, Doamne, te rog să binecuvântezi, Doamne, pe toți frații și surorile care își aduc, Doamne, jertfa lor, fie o cântare, fie o poezie, o mărturisire, cuvânt, vorbirea din cuvântul Tău, Doamne, cei care sunt aici prin comentariilor, cauzele de rugăciune, pe toți cei care distribuie, Doamne, binecuvântează-ne pe toți, Doamne. Lord, your anointed hand to touch them. Mâna Ta plină de ungeri divină să-i atingă pe fiecare. Through this fellowship, we are just give glory and honor your name. Și prin această părtășie, Doamne, să dăm doar glorie și mărire și onoare numele Tău, Doamne. Thank you, Father. Îți mulțumim, Tată. For your love and kindness. Pentru bunătatea Ta și dragostea Ta. Your grace, your love. Și pentru dragostea Ta și harul Tău. Once again, we surrender ourselves and our family and this fellowship in your precious hand. Și încă o dată ne încredințăm toate aceste lucruri, părtășia aceasta în mâinile Tale prețioase, Doamne. Start to end, you lead us, Holy Spirit, continue. De la început până la sfârșit, condu-ne Tu, Duhule Sfânt. In Jesus' mighty name we pray. În numele măreț al Domnului Iisus Hristos ne-am rugat. Amen. 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 Please continue to share this video to other people and they receive it. They receive the word of God, they have encouragement, they receive with encouragement, and they have a desire to come and sing song with us, and welcome to you. And I give the time to Sister Olga for that. Continuați să distribuiți în timpul acesta, deci s-au distribuit la două, trei grupuri acum, mai stați câteva minute, iar mai distribuiți undeva, pentru că așa este mai ușor, că dacă e multe, una după alta, vă poate bloca. Și restul e treaba Domnului, care pe cine îi face să intre atunci să se urmărească.
Și ca de obicei mă lasă pe mine să conduc sau să spun numele celor care, care vor cânta sau au poezii și e mai ușor pentru mine să pronunț numele românilor, pentru că majoritatea suntem români. Acesta este motivul, deci nu lucrez de mine singură, dar suntem sub călăuzirea fraților lucrătorilor, doar atâta pronunțarea și eu am avut probleme și am probleme încă cu numele străine de a le pronunța. Sau cu ajutorul Domnului vom începe cu o cântare prin sora Sanda, Domnul să o binecuvânteze, apoi fratele Naic va cânta, Domnul să o binecuvânteze și atunci vom mai anunța. So with God's grace, we're going to start with a song through Sister Sanda, and then Pastor Nike, and then... Okay. Amen. Blessings to you all in Jesus Christ's name. Mă bucur că suntem toți împreună și în această seară și mulțumim Domnului pentru prezența Lui. So we're happy to be all together this evening in that part of the road this morning here. And we thank him for his presence. Amen. În această seară voi mărturisi credința mea înaintea Domnului printr-o cântare de la Duhul Sfânt. Eu mă încred în tine, Doamne, și în cuvântul tău cel sfânt, în legământul tău cel veșnic, căci doar prin tine sunt ce sunt. So tonight she's going to confess her faith in front of the Lord through a song she received through the Holy Spirit that I am what I am through you and I have what I receive from you through the Holy Spirit. Eu mă cred în tine, Doamne. Și în cuvântul tău cel sfânt, în legământul tău cel veșnic, căci doar prin tine sunt ce sunt. Eu mă încred în ce mi-ai spus, cu niciun chip nu te voi lăsa. Eu sunt cu tine, nu te teme. Te sprijinesc cu dreapta mea. Eu cred a ta făgăduință, în tine îmi pun nădejdea mea, că nimeni și niciodată nu mă smulge din mâna ta. Eu mă încred în tine, Doamne, și în puterea Harului, căci am primit totul prin tine, chiar și arbuna cerului. Eu mă încred în tine, Doamne, și în slujba în care m-ai chemat, tu nu m-ai lăsat de rușine. Eu mă încred la ta putere, căci nimeni altul nu-i ca tine. Nu poate nimeni să-ți slujească fără de harul tău divin. Eu mă încred în a ta iubire
Cine îndurarea ta de sus, căci tu mi-ai dat o izbăvire și mântuire mi-ai adus. Eu mă încred numai în tine, poate să spună tot ce-or vrea, căci eu te simt că ești cu mine în orice clipă în viața mea. Eu te iubesc și niciodată de tine nu mă voi lăsa. Tu mi-ești și mamă, mi-ești și tată. Tu ești toată comoara mea. Eu mă încred, chiar dacă totul pare a fi potriva mea, în tine stau și neclintită, aștept în pace voia ta. Eu mă încred și când furtuna și valul vine în furia, doar un cuvânt și-ți întinzi mâna și cel rău pleacă rușina și mungi capul în ziua luptei și vasul până la revărsare, mi-l umpli și dai biruința, doar tu mă scoți din orice stare. Îți mulțumesc că ești cu mine, îți mulțumesc că mă iubești și în toate încercările vieții răbdare-mi dai și mă întărești. Îți mulțumesc că tu ești Domnul, iar azi în fața ta mă închid cu laude și osanale pentru tot harul tău divin, pentru iubire, pentru toate. Te cânt și te slăvesc mereu, te laud cât ființa-mi poate, căci tu ești Dumnezeul meu, căci tu ești Dumnezeul meu. Amin. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. It's an awesome, awesome song I received through the Holy Spirit. I trust in you, O Lord, because you have shown your grace upon me, and you have delivered me and set me free. And some of the words, okay. I feel you are with me at any moment in my life. I love you, and I'll never leave you. For me, you are my mother, you are my father, you are my everything. So that's kind of the confession of our faith and her faith in this direction, because she has received it from the Lord. Praise God. Slăviți să fie Domnul și mulțumim Domnului. În continuare, fratele,
Nike cu ajutorul Domnului și apoi fratele Alexandru va avea o mărturisire, Domnul să-l binecuvânteze. So, Pastor Nike will have one song or two, and then Brother Alexander's gonna share a testimony. And, may the Lord bless him. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Oh, Bob, praise God now. The other voice too, praise God. Și vocea cealaltă care se aude totdeauna. Okay? In time for some gold. Song says like your connection is not stable yet. It's just gonna wait a little bit. Your connection is not stable yet. Okay, just a few seconds. Hope it's gonna reconnect. Dacă cumva nu ne auziți, vă rog, lăsați-ne să știm. Sperăm că se rezolvă problema. Mi-a apărut și mie de câteva ori că conexiunea mea de internet nu este bună și mă mir de ce. Dar am văzut că de data aceasta la Franț. So if you, those that are live, if you cannot hear us properly, please let us know. Sometimes you show me that my connection is not good and I don't know why. And this time I saw that Pastor Nike a little bit had problem. Okay, try again. Now my voice is audible. Okay, let's see. My voice is audible. It's a little better, yeah. A little better. Bless the souls. Jesus is mine, oh what a warrant of glory divine. Here of salvation, verses of God, born of his spirit, washed in his blood. This is my story. This is this is my story, this is my song, praising my Savior, on perfect salvation. Because of many people, this is my story, this is my song, praising. Sing my song, all is I'm my Savior, happy and blessed, watching and waiting. Lord, with his goodness, lost in his love. This is my story, this is my song. Praise my Savior all the day long. This is my story, it's my song. Light of the world.
Pastor Knight, okay, if you, it is another song a little bit later, we had like very, very hard time hearing you, so the connection is not stable, so we'll just allow the next song a little, little later. Welcome, Pastor George, God bless you. Am zis cu un pic, a doua cântare, un pic mai târziu, din pricina că am văzut că conexiunea nu este încă bună, sau sperăm că se reglează un pic mai târziu. Fratele Alexandru, cu ajutorul Domnului, o mărturisire, sau we're going to allow Pastor Naik and his wife to sing a little bit later, hopefully regain the connection. And now Brother Alexander with a testimony. And then Sister Nicole will prepare the song, may God bless her. După fratele Alexandru avem sora Nicole cu o cântare, Domnul să binecuvânteze, și apoi să începem iar și mai. Ok? Mai întâi de toate, ca să fie Dumnezeu, El să fie prezent în mijlocul nostru și aș vrea să, acum m-a luat sora prin surprindere, să vreau să mai mărturisez mai de mult. Cred că am mărturisit în mijlocul vostru, n-am mărturisit-o live, dar cu ajutorul lui Dumnezeu vreau să mărturisesc lucrarea Lui care a făcut-o în viața mea și să scot în evidență un lucru, că El se implică în lucrurile cele mai mici, cele mai de jos. Okay, deci cât un pic ca să pot să traduc și ceilalți care să nu se plictisească. So, with God's grace, you know, I took him by surprise because if I tell him ahead of time, he's going to say no. So that's the reason I just took him by surprise. He wants to share a testimony. He said that he shared with us, but never live. So now he wants to share a testimony showing that God is the one that he is working even the small things. People say, well, this is too small to put in front of God. But he is working in all things. Amen? Okay. Acum, faptul că și la prima lecție, la școala biblică, am învățat ca să lăudăm pe Dumnezeu și să ne închinăm Lui, poate că acum vreau să și mărturisesc că n-am avut nici putere ca să mai spun așa, dar când am văzut că cum au mărturisit alții, cum Dumnezeu i-a ajutat, parcă am prins așa un pic și curaj și pe aia mai mărturisit altora. De acum, dacă ați mai auzit dintre dumneavoastră mărturia, vă rog să mă scuzați sau mărturisesc pentru cei care n-au mai ascultat. Yeah, so we started, as you all know, we started the Bible school. So we had the first session, the first classes, and whatever Brother Alex, Alexander, he said that he started with us the classes. And then he learned the first lesson. It's about the praise and worship and how to praise God. And at first, when he came, you know, he was not too happy, you know, and then when he heard how God worked in some other people's life, you know, heard the testimonies, then he received the strength and power. He was not happy about the school. So next time when he came, you know, life, he was not very happy. But then, and then God strengthened him. Okay. Cine aude să se încreadă în Dumnezeu, că Dumnezeu ascultă și se implică și în lucrurile cele mai de jos. Datorită COVID-ului nu am putut duce în România, mi-a expirat permisul de conducere și eram foarte supărat că trecuseră deja aproape 6 luni de zile și nu mai aveam permisul. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, era ultima zi din an și am sunat-o pe sora Sandra ca să o ferici, să urez un an binecuvântat și a simțit în vocea mea că eram supărat, că eram necăjit și eu am spus că sunt necăjit, că tot vin și tot nu primesc permisul, tot în fiecare lună merg, fac niște kilometri la agenția, de tot îmi promite că mă așteaptă și nu reușeam, nu puteam să părăsesc nici Italia dacă vreau să merg în România, să întâmpla ceva, nu aveam permis.
So he wanted to say that last year, due to the COVID, you know, all things were delayed, and his driver license expired, and it's been 6 months. And now they say, oh, come this day, or wait this time, and this and that. And now he said, you know, if I need to go, he decided he wanted to go visit Romania from Italy, but he did not have his driver's license. How can you go from country to country without an expired driver license? And then was the end of the last day of last year, and before New Year's, and he called Sister Sandra to say greetings to her, you know. And then Sister Sandra felt in the spirit that something is not good with him, and then he told her. Okay. Atunci a fost întrebat dacă eu m-am rugat Domnului pentru lucrul acesta sau dacă am cerut din mâna Domnului lucrul ăsta. Că de multe ori lucrurile simple sau lucrurile în care Dumnezeu se implică în lucrurile alea mai de jos, noi nu cerem pe Dumnezeu să se ocupe. Credem că rezolvăm noi, credem că putem noi. Și am rămas așa mirat. Adică cum, trebuie să îl implic pe Dumnezeu? Dar Domnul se bucură când îl implicăm pe El în toate lucrurile cele mai mici. Am fost întrebat dacă m-am rugat pentru lucrul acesta și am cerut din mâna lui Dumnezeu permisul. Și am zis, nu, păi hai stați să ne rugăm atunci pentru să cerem din mâna Domnului permisul. So after he told what happened, Sister Sandra asked him, did you personally pray and put this in front of God and pray for this? And Brother Alex, what do you mean? And he said, no, not really. Like, come in front of God with this situation. He said, not really. You know, he just was waiting upon people, you know. And then Sister Sandra said, okay, then let's just go together and pray and directly ask God to intervene in this situation. Am făcut vizita medicală în iunie, era sfârșitul decembrie, trecuseră 6 luni de zile și nu mai venea permisul. După o lună de zile am fost anunțat că să mă duc să ridic permisul. Eram așa și confuns și bucuros și am zis că o să merg sâmbătă, să nu mai lipsesc de la muncă. Dar după aceea totul m-am răzgândit și m-am dus ziua următoare la centru ca să-mi ridic permisul, la agenția care făcea permisele. Și persoanele care erau, doamnele care erau acolo, au spus că ți-am spus că el nu o să mai aibă răbdare și o să vină mâine. Dar acum aici este farmecul lucrării lui Dumnezeu. So what happened, after a month, you know, he got a phone call to come that his driver's license is ready. And at first he said, well, it's a working day. I'm not going to waste another day of work and I'll go Saturday when I am off. But then he changed his mind and he said, well, no, I'll just go. You know, so when he got there, so he went the following day, he went to pick up the driver's license. And here is the beauty, you know, so the women or the personnel there said to one another, I told you that he's not going to have patience to wait till Saturday, okay? În fiecare lună, eu puneam că trebuia să plătești o anumită sumă, 170 de euro, era o sumă destul de mare ca să faci permisul și totdeauna îi puneam deoparte, dar totdeauna parcă mai trebuia și te băgai în ei și te bucurai după aia că nu venea permisul. Și acum nu am fost chemat ca să merg să ridic permisul și aveam o anumită sumă de bani și deși gândeai acum, mă, cum o să facem, ca și cum tu o să plătești permisul și ai să rămâi fără. Dar în mintea mea a venit așa un gând și aș vrea să încurajez pe fiecare că întotdeauna gândurile bune vin de la Domnul. Și zicea că când am să mă duc eu n-am să plătesc, că Domnul o să plătească totul pentru mine. Și am zis, Doamne, dar ce gând e ăsta? Cine o să-ți facă ție așa un regal? Și când am ajuns acolo, am scos ca să plătesc, să pun banii, ea mi-a dat repede ca să semnez. Așa bucurie n-am văzut în viața mea pe chipul unor femei, așa bucuros erau și eu bucuros. Am ieșit cu spatele afară din agenție pentru că eu am semnat, am luat permisul și mi-a zis, nu mai trebuie să dai nimic, nu mai trebuie să faci nimic, ești liber, e plătit totul.
Și am rămas surprins, uimit de lucrul acesta. Cum m-am temut ce o să fac și sun înapoi la sora, haide să-i mulțumim. Atunci am înțeles ce înseamnă să cer din mâna lui Dumnezeu ceva. Când cer din mâna lui Dumnezeu, când se implică Dumnezeu, El plătește totul, El face totul. Și în orice lucru mic, noi dacă îl chemăm pe Dumnezeu și îl implicăm pe Dumnezeu, El ca și când am venit la El, El s-a asigurat că ne dă în dar mântuirea. Dacă îi slujim, dacă venim la El, El se ocupă de noi, se îngrijește de noi. Așa în toate nevoile noastre, El se îngrijește ca un tată bun de noi. Am rămas mirat, am rămas surprins, mi-era teamă, mi-era frică, ce să fac, cum să fac. Pur și simplu am rămas cu banii pe teșgă, am luat permisul și mi-era rușine și l-am băgat în portofel și am plecat mai departe. După aia am realizat că asta a fost mâna lui Dumnezeu. Ce înseamnă să cer din mâna lui Dumnezeu un lucru? Un lucru mic. Poate credem că n-are însemnătate, că n-are valoare. Dar în fața lui Dumnezeu are o valoare. Amen, amen. So, what he said, you know, waiting for the driver's license, you know, there was a fee to pay, 160, if I'm not mistaken. And, you know, because, you know, the permit was delaying, he would take the money there from there and use it for something and again replace it. In another month, he was waiting 6 months. And when he got called, he said, you know, so as far as I understood, he did not have any other money besides that. And he said, what I'm going to do now? Okay, so one month he would be happy that the permit did not come yet, the driver's license did not come. So he would still have money to use for himself, for the family. And then when he saw that, he knew that he needed to go in order to pick up his driver's license, he needed to pay that amount of money. And all of a sudden a thought comes to his mind. He said, don't worry. You know, somebody's gonna pay for it. And then he rebuked. He said, what thought is this? I mean, who's gonna pay for my driver's license? You know, what thought is this? And so indeed he went there knowing that he's gonna put all the money. So he put the money, you know, counted the money there and wanted to pay. And then the women were there that were serving there at the office, and they were kind of full of joy and said, oh, you don't have to pay anything. Everything is taken care of. Don't worry about it. And you're so surprised, you did not know, I mean, what to think, you know, with the money there, what he counted, you know, he took the driver's license and kind of backed off with his back. He did not know what to say. And then he just remembered, you know, one thought that how God provided this. And then for some, he said that it might be a small thing. But for him, it was a great thing because God is the one that provided for him. So, yes, indeed, you know, for those that have lots of money, that's nothing. For somebody that is struggling, those people know what it means to go through this situation. And then, you know, he called Sister Sandra to come with his giving in front of God. And yes, indeed, God is the one that intervenes and interferes in all our situation, big and small. Risa via Domino. Amin. Amin, Doamne, să ne binecuvântez. Ok? Să ne credem. Yes, to trust Him in all situations. Ok, slavit să fie Domnul, sau continuare cu ajutorul Domnului, nu știu dacă a zis Nicole, sora Nicole, dacă poate să cânte, dacă poate să pui camera, cânte. Sora Nicole. Okay. Nu mă simt deloc bine. Am niște dureri foarte ciudate cu inima, dar o să încerc sau mai bine mă lăsați pe mai la sfârșit și poate pastorul din India parcă cu soția poate să cânte acum așa, cum vreți, dar nu mă simt bine. Nu m-a luat deodată așa. Acum Domnul lasă vindecare, aleluia. M-a luat înainte și v-am trimis mesaj, dar nu m-a... N-am văzut, Domnul. Da, nu știu. Ok, eu zic să cânți acum că văd că n-am pus camera sau posibil are probleme încă cu internetul. Sau, Sister Nicole, is gonna sing a song. Ok. Dar poți să las doar așa, fără camera, momentan, vă rog. Ok. Okay, so she's asking the permission to sing without cap. Okay. Yeah, but sunt în pat. Okay. Okay. Cânteți cum se numește Lord, I need you. Doamne, am nevoie de tine.
every time I need you. Tot timpul am nevoie de tine. Aleluia. Amin. M-a auzit? Lord, I confess, bowing here, I find my rest, and without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found, is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Yes, where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my song to rise to you. When temptation comes my way, and when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, just you're my hope and stay. When I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh, God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh, God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Amin. Amen. Iertați-mă pentru voce și... Cântarea Amin. Cântată din inimă face mai mult decât un vițel cu tot cu păpite și cu de aur, slăvit să fie Domnul. And so she apologized for crying, and I said, you know, the song that we sang from the heart is the one that God receives it. So yes, we all need him. There is no one soul here on earth that does not need him. Even those that do not know that they need God. Without God, we cannot survive. We're not created to live without God.
Asta, toți avem nevoie de Dumnezeu. Nu există om care nu are nevoie de, de Dumnezeu. Chiar și cei care cred că nu au nevoie. Noi nu am fost făcuți ca să trăim fără Dumnezeu, fără sursa vieții noastre. Aleluia, glorie Domnului Iisus. So we'll continue, Sister Rina and the team, if you have a song. And they're going to wait for a little bit later for Pastor Nike and the rest of the family. So Sister Rina and then Pastor Raj, share the word of God now. Let you take over and then the team. So Rina, cu ajutorul Domnului, dacă este cu fetele acolo, să cânte o cântare. Dita Dios ne mere tars kha ke suni meri sa riyo hazari ta Dios ne mere te tars kha ke sa Dios ne mere te tars kha ke suni meri sari o hazari khuda ne geet kanwa sikhaya ke jis to ho khuda ne geet kanwa right and show me one. Îmi cer iertare, conexiunea mea se pare că a căzut de câteva ori internetul, deci nu știu care este situația. Sperăm că să se reglementeze, ne cerem iertare de la toți care ne urmăriți. I apologize for everyone that are watching us. Three times my internet, it just kicked me out, but praise God, it still kept me going live, but it kicked me out altogether. So hopefully this time is going to be more stable. So sperăm de data aceasta să stabilească, am schimbat un pic. Deci de la internetul cel mai bun, că să avem două feluri de conexiuni, de la cel mai bun la cel mai puțin bun. O sperăm că o să fie bine de data aceasta. Sau dacă m-au zis bine, vă rog să scrieți. So if you hear me well, Facebook, please write if you can so confirm so we can continue. Okay, so well, let's see if we have a confirmation that everything is good, then we'll continue. I'm just gonna go and see the confirmation. So așteptăm după o confirmare cineva să scrie dacă m-au zis bine acum. Just waiting for a confirmation to see if you hear me well, then we'll continue. Yes? Okay? Bine, bine. Mulțumim, mulțumim, Sorana. Domnul să te binecuvânteze. Okay, praise God. Glory to God. So, I believe Sister Rina sang the song a little bit. I could hear in Hindi, praise God, or Punjabi. So now, Pastor Nike, if you could, please sing with the sister, your wife, a song. And Pastor Raj, take over, share the word of God, God's grace, and then we'll continue. Okay, Pastor Nike.
the song meaning says as the light of the world, you step down into darkness, open my eyes, let me see. Beauty that made that heart adore you, all of the life spent with you. Și lumina lumii care a venit din cer, a venit jos pe pământ să-mi dai, să mă luminez. Amin. Step down the open eyes, let me see beauty that makes heart adore you, hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all day, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. We are altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, all together, all together worthy, all together wonderful to me. Amin, slăviți să fie Domnul, cântăm, cunoaștem cântarea și românește, slăviți să fie Domnul, glorie Domnului Iisus Hristos. So, Pastor Raj, after Pastor Raj, then we have a few more songs, and Brother Christian, the poem, and then I have Pastor George, so praise God. Okay, so bear with us, still long to go. Okay? Now we have a love to Pastor George, we can share the word of God with us, and be ready to listen today, and then after Brother Christian, get ready to share with us a testimony about the Bible school. Okay, so another testimony to the Sister Carmen. She have done something from the neck, and she how to she remove, and how God healed her. Okay, so vedem că deci eu am lăsat pe fratele să conducă și să vorbească el acum și am dat întâietate pastorului George, nu mă pot băga, este cum doresc ei, Doamne să-i binecuvânteze. Și apoi, deci, avem fratele Raj, dorește ca fratele Cristian să părtășească anumite cuvinte de la școala biblică. Deci, probabil, mărturisire din ceea ce a învățat, la ce i-a folosit. Și apoi dorește sora Carmen să aducă o mărturisire când Domnul a vindecat-o. Deci, de mai multe ori Domnul a vindecat-o. Fie atunci când la spital, când ai avut ăla sau alte ori, să o lăsăm și pe sora Carmen să mărturisească. Deci, după fratele George, să sperăm, rugați-vă ca să nu avem probleme cu internetul. And I ask you, pray, please pray that I will not have problems with the internet. So I moved from the package, the most expensive, the strongest one, to the weakest one. So now we'll see. Okay, Pastor George. Then.
Hopefully we can understand each other. He's the most expensive, the strongest one. Amen. I believe I'm hard. Okay. Yes, I hear my voice doubles, so I'm not sure why. Somebody's listening on Facebook or something. I think somebody was listening. Let me. I need to close the mute on Facebook. Yes. Okay. Yeah. Okay, I think they are. I'm fine. Okay, check myself too. Okay, okay. Praise God. Thank you. I bless the Lord. Here in East Africa, it is already night, and I don't know the other parts, but I would say good morning or good evening, and good afternoon, wherever you are. Yeah, slăvit să fie Domnul și acolo în Africa, unde este, același timp cu România, deja s-a notat și ne spune tuturor bună dimineața, bună ziua, bună seara, care unde suntem pe planeta aceasta. We are still struggling with the epidemic, a lockdown of COVID-19. That's why you would see me with the mask in my having the mask. The situation is not so much good, and then I'm not at. Sau știm că situația deci nu este bună din pricina COVID-ului acolo în Africa și de ce l-am văzut cu masca, deci nu este acasă, situația nu este bună cum este întreaga lume, dar special acum acolo și Domnul să aibă milă de ei. So we are going to share in the book of Judges 14, right from verse 5-9. Can you repeat, please, got a little bit cut off from? Judges chapter 14. Judges 14, okay. Verses 5-9. Okay, 14, Judges 14, verses 5-9, okay? I'll let you read in English and I'll read in Romanian. Thank you. Now the Bible says, then went Samson down and his father and his mother to Timnath. They came to the vineyards of Timnath, and behold, a young lion roared against him. And the Spirit of the Lord came mightily upon him, and he rent him as he would have rent a kid. And he had nothing in his hand, but he told not his father or his mother what he had done. And he went down and talked with the woman, and she pleased Samson well. And after time, he turned to take her, and he turned aside to see the carcass of the lion. And behold, there was a swarm of bees and the honey in the carcass of the lion. And he took thereof in his hands and went on eating and came to his father and mother. And he gave them, and they did eat. But he told not them that he had taken the honey out of the carcass of the lion. Sau judecători 14, de la 5 la 9. Samson s-a coborât împreună cu tatăl său și cu mama sa la Timna. Când au ajuns la viile din Timna, iată că i-a ieșit înainte un leu tânăr mugind. Duhul Domnului a venit peste Samson și fără să aibă ceva în mână, Samson a sfâșiat pe leu cum sfâșiase un miel. N-a spus tatălui său și mamei sale ce făcuse. S-a coborât și a vorbit cu femeia aceea și ea i-a plăcut.
După câtva timp, s-a întors iarăși la Timna, ca să o ia și s-a abătut să vadă hoitul leului. Și iată că în trupul leului era un roi de albine și miere. A luat mierea în mână și a mâncat-o pe drum. Și când a ajuns la tatăl său și la mama sa, le-a dat și au mâncat și ei din ea. Dar nu le-a spus că luase mierea, din, mierea aceasta din trupul leului. I want to share and to pass on the topic something to do in this lockdown or in this kind of pandemic time that we are facing. S-au ales mesajul acesta pentru că vrea deci să prezinte ceva deși situația aceasta care este cu când toate sunt închise și situația cu COVID-ul. All over the world, we are facing a kind of unsettled time and fear in most of the people globally. Și vedem situația care este pe întreg pământul din pricina acestor crize care sunt din pricina COVID-ului, că au făcut ca poporul să se panicheze sau să fie o frică. I'm taking this topic and the scripture and the illustration of the anointed young man or anointed child of God living in the circumstances of challenges. Și eu luat exemplu acestui tânăr care avea ungerea divină, care cum a procedat în mijlocul provocărilor. Here is a man, a young man, who was born and he knew his position as anointed one in the Israel. Avem un tânăr care de când s-a născut, știm, cunoștea poziția lui că el este uns în Israel. He carried the anointing of God and he was separated among all other people of Israel. Deci el a avut această ungere peste el și era pus deoparte, deci diferit de toți ceilalți din poporul evreu. He had a divine appointment and he had a divine plan of God at his time. Și el a avut un plan divin, a pus deoparte un plan divin din partea Domnului pe vremea aceea când el s-a născut. We are the church and we are appointed and we have a divine plan of God here on earth. Și noi suntem, noi ca biserică, suntem acei care suntem înzestrați de Dumnezeu și avem ungere divină și pregătiți pentru acest scop pe pământ. None of us is not by accident to become a Christian. Repeat, please. None of us is not by accident to be a Christian. Yeah, niciunul dintre noi n-am devenit creștini așa, din întâmplare. You are a child of God, called and set apart. Deci tu, eu, noi suntem copii ai lui Dumnezeu, chemați și puși deoparte. There is appointment of God and assignment of God in your life and in my life. Deci este o punere deoparte sau o pregătire direct de la Dumnezeu peste viața noastră. In other words, the church, Christians, even during such a time and situation, we have a plan of God in us. Și noi, ca și copii al lui Dumnezeu, ca biserică, chiar și în timpurile acestea în care sunt în lumea aceasta, Dumnezeu are un plan cu noi, cu viața noastră. So while people are crying and complaining about the lockdown, the pandemic, you should start thinking of how to utilize
this time and this situation wisely. Și pe acum pe vremurile când toți cei din lume se plâng și își pun fel de fel de întrebări și murmură, cârtesc de ce aceste situații se petrec în timpul acesta când toate parcă sunt închise și cum merg, știm cum merge economia și toate, noi în timpul acesta noi trebuie să știm ce avem de făcut în situații de acestea. The world has put their minds to tear and to bring more fear in us and in those who are much picked in this world. Și lumea caută să inspire frică în noi și toți cei, deci prin cei care dictează lucrurile aici pe pământ. But something good with God, things don't just happen. Dar lucrurile care sunt bune nu doar se întâmplă. With God, there is nothing that happens anyhowly. Deci cu Dumnezeu nu este nimic ce așa se petrece la întâmplare. Everything by him is planned. Toate lucrurile sunt plănuite foarte bine de el. Even the very thing we think that it is so hard and even we can't conceive it in our mind, but in the mind of God it is planned. Și chiar lucrurile care sunt așa de grele și nici nu le putem pricepe, înțelege în mintea noastră, dar în mintea lui Dumnezeu toate sunt plănuite. So, dear brothers and sisters in the Lord, during this time that the world is unsettled, may we start to plan and see what you can do in this time. Și frații mei dragi și surorile mele dragi, chiar și în vremurile acestea nestabile, noi trebuie să facem anumite planuri. Ce am putea noi să facem în situația aceasta? Samson, during his life and at the context, he met a lion that was ready to devour his life. Și l-avem în textul acesta pe Samson care l-a întâlnit un leu care a fost gata să-l nimicească, să-i termine viața. But he reminded himself he is anointed one of God and he has a purpose of God. Dar el însuși și-o reamintit, eu sunt uns de Dumnezeu și Dumnezeu m-a chemat aici pe pământ sau m-a așezat pe pământ cu un scop. He did not allow the lion to tear him down. Și că aceasta nu va îngădui leul lui să îl nimicească. He confronted the lion and he teared the lion into pieces. Și amintindu-și de fapt că el are ungerea Domnului, el a avut putere să nimicească, să rupă pe acest leu ca și cum ar fi fost un ied. Yes, COVID has come. Yes, COVID is facing the world. But as appointed and anointed ones of God, we have to face it confidently and by faith. Da, e adevărat, COVID-ul, situația cu COVID-ul a venit, este pe pământ, este stabilită pe pământ, dar noi trebuie să trecem prin această situație cu credință, cu încredințare. Deci, Domnul este de partea noastră. We have all that depends upon us to tear COVID down by and in the name of our Lord Jesus Christ. Și noi avem această confidență prin puterea divină să distrugem și acest COVID în numele Domnului Iisus Hristos. We have to go by the word of God. Și trebuie să mergem prin cuvântul lui Dumnezeu. We have to be steady in the word of God. Și să fim stabili pe cuvântul Domnului. We have to confront the challenges by the word of God. Și trebuie să ne confruntăm sau să mergem față în față cu provocările noastre prin credință în cuvântul lui Dumnezeu. There is no time for us to waste. Și nu este timp de pierdut. And we should not waste time by what is happening in the world. Și să nu ne pierdem timpul gândindu-ne sau uitându-ne ce se petrece în lume. It is high time, let us put the devil to shame
by making good use of this time. Hallelujah. Și deci prin acțiunile noastre să dăm vrășmașul de rușine că noi în vremurile acestea când practic nu se poate face nimica, noi începem să utilizăm timpul într-o direcție bună. So how can we do this? Și cum vom putea face? Cum vom putea realiza lucrul acesta? When Samson he met the devour, when he met the lion, he did not spend time to complain. He spent and he used this anointing to kill the lion. Deci când Samson a venit față în față cu leul, nu a început să se plângă, vai, un leu, ce mă fac, ce-o fi, ci imediat a și intrat în acțiune prin ungere divină și l-a nimicit. And after killing the lion, he went forth to his mission, to the plan that he had, a good plan. Și după ce a omorât leu, a continuat activitatea unde avea planul să meargă acolo care pentru scopul care se ducea la terminat. Let us hold our focus on to Christ Jesus. Și noi să ne focusăm sau să ne concentrăm toată atenția la Domnul nostru Iisus Hristos. For greater is he who is in us than he who is in the world. Pentru că mai mare, mai puternic este cel care este în noi decât cel ce este în lume. Aleluia. COVID cannot destroy the plan of God. Și COVID-ul nu poate să distrugă planul lui Dumnezeu. COVID cannot dislodge God from his position in the church. Și COVID-ul nu poate să-l deruteze pe Dumnezeu din poziția care o are asupra bisericii. COVID-19 should not make the church to be idle and to be backbiting. Și COVID-19 nu poate să facă din biserici ca să fie nefolositoare, să stea fără rod. It should not make the children of God to doubt God and even the children of God to get into the fear of the world. COVID nu poate să facă copiii lui Dumnezeu să intre într-o îndoială sau chiar și frică de acest COVID. Deci frica aceasta care este în lume să nu pune stăpânire peste noi. In fact, as children of God and anointed ones of God, we should think what we can do. Și de fapt, ca și copii al lui Dumnezeu, având ungere divină din partea lui Dumnezeu, noi trebuie să ne gândim ce să facem. For example, și un exemplu, as children of God, we can invest our time during this time of lockdowns, during this time of us being the world being challenged. We can use this time to determine to read the Bible as never before. Și ca să utilizăm timpul în vremurile acestea, deci cel rău vrea să ne împrăștie sau să nu mai fim roditori, să utilizăm timpul să citim Biblia mai mult decât am citit-o înainte. We can determine to get our lives into prayer and fasting. Sau să fim determinați să intrăm cu post și cu rugăciune mai mult decât înainte. We can determine to soak our life into good things of God, the Word of God. Da, și să putem să ne îmbibăm, deci viețile noastre ca un burete cu lucrurile care sunt bune, care vin de la Dumnezeu. It is a high time, even during such a time that we are in and the world is in, you, I can decide to do house-to-house evangelism. Și în timpul ca acestea care sunt în lumea aceasta, deci nu stăm leni și neroditori, putem să facem altceva. Mergem din casă în casă și să evangelizăm cei din jurul nostru din casă în casă. When the world is afraid, it is that high time, the anointed one of God, we can do good things for the glory of God and for the kingdom of God. Aleluia! Și când lumea este acoperită de frică și nu mai poate, noi, ca unși al lui Dumnezeu, putem să facem lucruri bune pentru împărăția lui Dumnezeu. I've been thinking about this because there are some neighbors, you cannot get them. They are always on work. But during this lockdown, like in East Africa or in Kenya, it is a high time
you can get those neighbors at their home and share the word of God to them. Aleluia. Deci în timpul ca acestea grele se poate utiliza timpul acesta. Deci oamenii care nu puteau să sau nu veneau la biserici înainte când erau deschise, acum timpul acesta se poate utiliza în a merge în casele lor și a le vesti cuvântul Domnului. During this time of COVID-19, we as the church, you as a Christian, you can seek God in prayer by going deeper and separating yourself from the worldly things. Și în timpul acestea care sunt în lume, deci noi putem să ne adâncim mai mult în prezența Domnului ca să, că, și prin felul acesta ne separăm de lucrurile care atacă lumea aceasta. During this time of COVID-19, you as a child of God, I as a child of God, I can now write a book. I can compose a song. I can write a poem. Or I can develop any of a talent in me for the glory of God. Și tu ca și copil al lui Dumnezeu, eu ca și copil al lui Dumnezeu, noi toți ca și copil al lui Dumnezeu, în timpul de acestea putem să scriem o carte, putem să compunem o cântare, să compunem o poezie, să facem ceva pentru împărăția lui Dumnezeu. Even a time when we can make good sermons and a book, and even we can follow men of God who are sound in doctrine and teaching, we can even have and make good calls and phone calls to reach people, to reach even enemies, to reach the world for the glory of God. În timpul ca acestea, deci compunând poezii, compunând cântări, a lucrat pentru părăția lui Dumnezeu sau a urma, deci predicatori, lucrători buni care au o doctrină sănătoasă sau o învățătură sănătoasă, nu vorbim de doctrină, învățătură sănătoasă. Deci prin toate acestea noi putem să facem ceva pentru părăția lui Dumnezeu și să ducem cuvântul mai departe. And what does this mean to you and to me? When we read the story, that story, you see, after Samson had killed that lion, he went on his whatever service he was doing. But when he was coming back, he pulled from the carcass of the lion something good, something sweet. Deci vedem, deci un exemplu, deci eu ales exemplul acesta, deci vedem de situația grea care a avut-o, Samson a omorât acest leu și apoi, data viitoare când s-a coborât la tine, s-a abătut acolo să vadă ce se petrece și ce o găsi, deci în carcasa aceea a leului care deja era consumat, se găsise miere, deci a venit ceva bun din ceva rău. Can you imagine in the kitchen he pulled honey and he used honey is so sweet. Look at this. He pulled in the dead lion honey. Aleluia. Deci putem să ne imaginăm, deci că el a găsit miere de albine, deci o dulceață acolo în acest leu care murise. That there is something good that even God is doing during this COVID and during these lockdowns globally, especially for the church. Și este ceva bun care chiar Dumnezeu face în vremea acestea cu COVID-ul, când biserici sunt încă închise și mai mult, deci acolo sau în alte țări unde sunt. Deci ceva bun este din toate acestea. COVID is just in time. COVID is just in a measured time in the program of God. So as children of God, we can use the timing of God to pull out something good for the world. Yeah. Deci COVID a venit la vremea potrivită, că dacă nu era îngăduit de Domnul, nu venea. Dar noi să facem din această lucrare rea, să căutăm o lucrare bună. The church, we have something the world can hit. The church, we have something the world can turn to. We have the honey, the word of God, the sweetness of the heart of the man.
chestia asta, noi, bisericile, noi, copiii lui Dumnezeu, avem ceva dulce, ceva bun, care putem să dăm altora, care poate să schimbe viețile oamenilor și mintea, gândirea omenirii. And when Samson pulled that honey and he ate it, he carried some to the family, to his father and to his mother. Și la fel ca și Samson, deci nu numai că o mânca din acea miere, dar și dus ceva la mama și la tata. Look what the Bible says, my brothers and my sisters. Să ne uităm even ce spune Biblia. Time I want to encourage you. We will come out. You will come out pulling something good even through this bitter time and this disorganizing period. Yeah, deci să ne uităm cu atenție la ce ne învață Biblia aici, prin acest text. Chiar în vremurile aceste grele, în situația aceasta care este de întreaga lume, ceva se va petrece, un lucru bun la urmă. Let us walk out from the COVID with the testimony of great things of God. Let us come out of the COVID with the word full of the anointing. For our God is our strength. For our God is our pillar. For our God is our healer and our protector. Și din această situație să ieșim victorioși, pentru că Dumnezeu nostru este stânca noastră, El este ajutorul nostru, El este totul pentru noi, este puterea noastră. Let the world know that COVID will not swipe the world, but Christ is our Savior, is the answer even to what is happening now. Și nu COVID va cum se cheamă, va cosi lumea sau va lua-o prin, va nimici, ci Hristos este acela și a Lui este toată puterea și El este acela care va birui toate. May God put in you a wisdom, understanding to use this time something good for His glory and for His kingdom. Aleluia. Fie ca Domnul să ne dea înțelepciune și pricepere ca să facem un lucru bun, să folosim timpul acesta într-o direcție bună și în a lucra pentru împărăția Lui. The church belongs to Christ and the church is the arm, is the mouth, is the voice of God here on earth. Biserica aparține lui Hristos. Biserica este vocea, este gura, este mâna lui Dumnezeu, mâna lui Hristos pe pământ. And when we speak of the church, it is you, it is me, it is every child of God who is saved and he belongs to God. The Spirit of God dwelleth in him and in her. Și cine sunt aceia? Fiecare copil al lui Dumnezeu care s-a născut din nou. A noastră este datoria să facem toate aceste lucruri ca și copii al lui Dumnezeu. May God bless you and may God establish each one of you. Remember, something good is in you. And even during this COVID time, there is something investment and potential that God wants to use us. Something good wherever we are for His glory. Amen. Și deci să nu uităm, deci Dumnezeu va face că ceva bun să iasă din această lucrare și în noi este ceva bun. Deci Dumnezeu a investit în fiecare dintre noi ca noi să putem să ieșim victorioși și pentru gloria lui Dumnezeu din toată situația aceasta care este în lumea întreagă. May God bless each one of you, those who are sick. I declare and I pray and I decree in the mighty name of Jesus, by the stripes you are healed and set free. Domnul să vă binecuvânteze și vă binecuvânteze pe toți în numele Domnului Iisus Hristos și cei care sunteți bolnavi, fie ca declar vindecare peste voi și eliberare în numele Domnului Iisus Hristos. Amen. Amen. Praise God. Those who are in need financially, those who are in need emotionally, in the mighty name of Jesus, look upon Him and receive your deliverance, receive your anointing,
and receive your freedom and the peace in the mighty name of Jesus. Amen. Și cei care sunteți în nevoi, cei care aveți nevoie de eliberare, priviți spre El și de mâna Lui veți primi eliberare, veți primi binecuvântare și tot ce este nevoie în numele Domnului Iisus Hristos. Amen. By the word of God I declare, you shall not die, but you shall live to see the glory of God and the blessings of God. Și numele Domnului, tu să nu mori și să poți să vezi puterea lui Dumnezeu, să primești viață, să trăiești și să vezi puterea lui Dumnezeu și să mărturisești. Amen, amen. God bless you. Amen, amen. Și Domnul să vă binecuvânteze. Thank you, Pastor. Mr. George, God bless you. Thank you, Pastor Raj, for giving your time to Pastor George. I had them planned both, but as you desire. So, okay. You want to add something, Pastor Raj, or you continue with, as you mentioned? Continue. Okay, so continuăm. Deci, cum am amintit, fratele, I believe we allow a song. A little better than that. Ok, sau vom cânta o cântare, deci cu ajutorul Domnului o cântare, sora Sanda o cântare și apoi deci vom auzi mărturisirea ceea ce fratele Cristian vrea să împărtășească cu noi și apoi sora Carmen. No, slavă și glorie lui Dumnezeu și fie ca El să binecuvinteze pe fiecare dintre noi și pe toți aceia care ne ascultă acum în timp real, cât și ulterior pe parcurs. May God bless us all who are here with us and all who listen us and those who listen afterwards. Da, fiindcă am fost îndemnat ca să am un cuvânt despre lecțiile pe care le-am învățat despre temele biblice. Eu sunt o persoană care am luat parte la aceste clase biblice și doresc din toată inima să îndemn pe toți cei care ne ascultați, care ne auziți, fie că aveți cunoștință de Dumnezeu, fie că nu aveți cunoștință despre Dumnezeu deloc, să luați legătura cu noi, să intrați, să veniți la aceste cursuri biblice, pentru că sunt informații minunate, sunt informații de la Dumnezeu date, care ne ajută pe noi să cunoaștem despre viață, să cunoaștem despre lupta pe care o avem cu cel care ne vrea nimiciți, adică cu diavolul, cu Satan, și să cunoaștem pe Dumnezeu în primul rând și dragostea Lui. And since he asked by Pastor Raj to share a little bit about the Bible school, and he was the among all the students in the first batch, and to the teachings he received, how much he helped him. He wants to encourage each and everyone that doesn't matter if you guys know the Lord, know something about God, you don't know, does not matter how much Bible anyone knows, but he's encouraging. We also encourage everyone to contact us, even though we already started the second batch, but still he can do it, he can recover. To contact us because they're important things, teachings from the Lord that are helpful for us to learn how to cope in our fight here with our enemy, which we all know who is that enemy. Da, la început am început doar cu lecții și cu clase biblice pentru începători. Dar de data aceasta sunt organizate două clase aparte și pentru începători și pentru cei care sunt puțin mai avansați și care au cunoștințe despre Dumnezeu. Și
doresc să încurajez din ce în ce mai mult și în continuare pe cât mai mulți dintre oameni să ia parte la aceste cursuri, pentru că, așa cum am zis, sunt lucruri minunate și aș vrea să enumăr câteva dintre lecțiile pe care le-am avut data trecută și despre care am învățat. So he was, like he mentioned, he was part of the first batch of the students, and now we have two classes. In fact, we have four because of the time differences. Some can come two beginners class and two advanced class. So all those that came last time, the first batch, they will automatically be in advanced classes. And those that never been to the Bible school, online Bible school, that Pastor Raj is teaching, then they will automatically be beginners. It's not merit. It does not matter. We have even pastor that is coming, so it does not matter about the knowledge of the Bible. But what I, just give me a permission now, what I mentioned, what Pastor Raj is teaching, it's hands-on training, how to apply the Bible in every situation. Deci am cerut permisiune să vorbesc un pic. Deci ceea ce nu contează, când avem și pastor care a venit la clasa de începător, deci nu contează câtă Biblie cunoaște. Ceea ce fratele Raj învață, ne învață cum să aplicăm Biblia în fiecare zi a vieții noastre. Ok? Da, tocmai de aceasta am vrut să fac o scurtă prezentare a lucrurilor pe care le învățăm și care ne sunt date ca să avem înțelegere asupra lor. Spre exemplu, am învățat despre cum să lăudăm pe Dumnezeu, cum să ne închinăm Lui. Am învățat despre mântuire și cum putem obține mântuirea aceasta. Am învățat despre sfințenie și despre sfințirea noastră, în primul rând, a vieții noastre și a lucrurilor care ne înconjoară. Am învățat despre ascultare și despre supunere, care este o rânduială lăsată de bunul nostru Dumnezeu și care este foarte benefică. Am învățat, spre exemplu, despre Duhul Sfânt, cine este El și cum ne poate ajuta El și care sunt darurile pe care Duhul Sfânt le dă. Am învățat despre supunerea față de autorități, iar cea mai înaltă autoritate a noastră știm că este Bunul Dumnezeu. Și alte și alte lucruri minunate, dar care ce m-a ajutat pe mine cel mai mult, dar o să dau puțin timp să o revoltă, să spună și apoi de continuă. So he wanted to present a little bit about the subjects that we learn at the Bible school. I say we because even though I'm the translator, I also learn. So deci am zis că noi am învățat, pentru că măcar că eu traduc, dar și eu învăț în timpul acesta. So the subjects that we learn is about praise and worship, how to praise him, why, about salvation and how to utilize about the holiness that God asks us to, what he desires from us, about the submission according to the will of God, so the Christian authority, about the Holy Spirit, who it is, the Holy Spirit, and about the gifts of the Holy Spirit and the fruit of the Spirit, and what it made most impact on Brother Christian. Da, și lecția care pe mine m-a ajutat cel mai mult și care m-a impresionat foarte mult este despre luptele spirituale, acolo unde am dobândit o mai bună înțelegere despre inamicul sufletelor noastre, cu cine ne luptăm noi, de fapt, în această viață și deci ni se spune că noi nu ne luptăm cu carnea și sângele, adică cu alți oameni, ci cu duhurile cele rele și învățăm cum să căpătăm biruință în aceste lupte spirituale, învățăm ce trebuie să facem
ori și de câte ori, de câte ori suntem atacați și învățăm cum să înaintăm pe cale spre Dumnezeu. De asemenea, mai este o lecție numită Fundația Credinței, unde învățăm pe ce anume se bazează credința noastră și cum, cum este ea fondată și cum se poate mări această credință. So, but the subject that had more impact on Brother Christian, and I can say upon my life too, even though I learned this subject right some few years ago, so it had an impact, a tremendous impact upon my life. And when we learn whom or against whom we need to fight, and then we know very well and read many times in Ephesians, and we, our fight is not against each other, but against principalities and so on. And we receive teachings how to apply the word of God and how to deal with the enemy in each and every situation of our life, but to be able to understand, like I mentioned, hands-on training, that's exactly what we receive. And then also, excuse me, another subject is the foundation of faith. Which is our faith? How and what can we do to grow in our faith? Da, deci am dorit să fac această scurtă prezentare pentru a da, pentru a crea o scurtă imagine de ansamblu a tuturor, a tuturor acelor care ne ascultă și pentru a fi încurajat să vină, să învețe, pentru că sunt lucruri, așa cum am spus la început, minunate, lucruri care ne ajută să propășim în viață, viață, dacă le aplicăm în viața noastră, bineînțeles. Atât aceste lecții pe care le-am enumerat până acum, cât și altele, așa cum Bunul Dumnezeu va da călăuzire și va da învățătură prin pastorul pe care el a rânduit în mijlocul nostru. Și sunt lecții bazate pe Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să specific acest lucru, sunt învățături de la Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt, se pot verifica așa cum ne-a învățat Dumnezeu, ni se dau pe baza citatelor, pe baza versetelor din Sfânta Scriptură, din Biblie și este pur și simplu o minunată părtășie la clasele biblice, acolo unde toți suntem ca și la școală, suntem niște elevi care interacționăm, care venim să învățăm mai multe, să aflăm mai multe lucruri despre Cuvântul lui Dumnezeu și încă o dată cu tot dragul de inimă și cu tot imboldul încurajez pe orice cine ne aude să vină să învețe, pentru că este cel mai important lucru din viața noastră să învățăm despre Dumnezeu, să ne apropiem de El și să ne întoarcem la El, cu mic, cu mare, știutor sau neștiutor, și Dumnezeu să binecuvinteze pe fiecare. Amin. Amen, amen, thank you. So through all this he shared just like a little an ensemble, a little bit, a few words that he felt like sharing with the audience and to stir up a little bit of interest in those that still desire to join, excuse me. So the teachings that we receive, they are through Pastor Raj, they are Bible-based teachings. We work through the Bible, and not only that, they are very helpful for our daily activities in any situation. There are some principles that Pastor Raj mentioned. There are some Bible principles, and if we do not use those principles, it's nothing. You know, so we need to stick to Bible principles, and these are some subjects that he mentioned, and there are others, and I'm sure Pastor Raj is preparing the subjects for the advanced class. We didn't start yet. Advanced class will start Tuesday, with God's grace, and the beginner's classes started last Thursday, and just one time we had a meeting with both classes, so
There's still time. If somebody wants to join us, just please let us know. And we're going to give you the information how to. And there's also not only the teachings, but the interaction among ourselves as people, brothers and sisters from all over the world, even some that have not even yet, you know, a newborn Christian, does not matter. And it's an interaction, you know, it's a fellowship, it's a friendship, you know, it's like students going to school, you know, you get to know each other and there is a bond. And I can tell that from the first class, there is a bond among each and every one of us. We became like so attached to each other and really miss each other when for some time there is somebody that did not come among us. So praise God for this. And da, deci mergeam, cum să menționez și eu, deci s-au creat o legătură de prietenie, dragostea pe care Domnul ne spune, este dragostea frățească. Deci până într-acolo, că dacă cineva dintre noi lipsește, deci în special cei care au fost la primele clase de școală biblică, deci așa am devenit de atașați, dacă unul lipsește imediat, ce s-a petrecut cu sora cu tare sau fratele cu tare, unde imediat îl trimitem, ce se petrece de nu vine. Pentru că dragostea Domnului Iisus Hristos care ne-a unit și ne unește și cred că același lucru se va petrece și cu clasele începătoare. Tot la fel, vom fi toți uniți în lanțul dragostei Domnului Iisus. Amin. Ok? Slavă Domnului! Sora Sanda, o cântare și apoi sora Carmen. Sister Sanda, song and then Sister Carmen. Microfonul. Mic. V-am impresia că l-am deschis. Cântarea pe care o voi cânta este o cântare de îmbărbătare în vremea încercării care va veni. Domnul ne aduce aminte în această cântare că martirii lui în clipa torturării mergeau cântând, dar n-au fost biruiți. Apoi strofa a doua spune că vom fi loviți cu vorbe de ocară, dar să stăruim, să cerem putere, să nu ne fie crucea o povară. Apoi strofa a treia spune să nu cădem de oboseală și în rugăciuni, mereu în privegheri, să plângem cu Domnul, căci via lui e bolnavă, măcar un ceas cu mine să vegheați, spune. Apoi o altă strofă zice căci tulburarea va fi mare în lume și noi să veghem, să ardem în templul lui, să cerem putere și pentru că el este cu noi. Și în continuare veți auzi. Okay, so a little as much as you could catch, you know, she mentioned a few things from each verse as much as I can remember. It's a song of strengthening the saints as the martyrs. They went, you know, singing even though they went to be tortured or thrown to the lions. They went singing because God is our strength and power. And indifferent, doesn't matter the situation, he's our source of strength, and he will give us at the right time the power to overcome the situation. Okay. Slavă Domnului. Nu vă îngroziți de vremea încercării, să nu fugiți când sunteți încolțiți, martirii mei, clipa torturării, mureau cântând, dar n-au fost biruiți. Martirii mei, clipa torturării, mureau cântând, dar n-au fost biruiți. Veți fi loviți cu vorbe de ocară, priveliște, veți fi pe acest pământ, să nu vă fi crucea o povară, ci stăruiți și cereți Duhul Sfânt, să nu vă fi crucea o povară, ci stăruiți și cereți Duhul Sfânt, să nu cădeți acum de oboseală și rugăciune mereu
vegheați, plângeți cu mine, via mea e bolnavă, măcar un ceas cu mine să vegheați, plângeți cu mine, via mea e bolnavă, măcar un ceas cu mine să vegheați, căci tulburarea va fi mare în lume. Veghează tu să arzi în templul meu, cereți cu toți putere și al meu nume, vă va întări căci eu sunt Dumnezeu. Cereți cu toți putere și al meu nume, vă va întări căci eu sunt Dumnezeu. Nu v-am chemat la glorie și slavă și nici la cinste nu veți fi înălțați. Aici în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți să nu descurajați. Aici în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți să nu descurajați. Mulți m-au vândut pe arginți de-a lungul vremii, și cei ce vând sunt astăzi printre voi, dar voi să fiți precum samaritenii, să aveți bănuții mei mereu la voi, dar voi să fiți precum samaritenii, să aveți bănuții mei mereu la voi. Sunt mulți acei ce i-am chemat la nuntă, dar cei aleși tot mai puțin mereu. Tu, porumbiță, dă-mi slavă și cinste, ne vom vedea în Ierusalimul nou. Tu, porumbiță, dă-mi slavă și cinste, ne vom vedea în Ierusalimul nou. Și vei cânta atunci cântarea, ce n-o cunoști, dar o vei ști atunci, că nu-ți va fi zadarnic așteptarea. Și vei ieși din cuibul dintre stânci, căci nu-ți va fi zadarnic așteptarea. Și vei ieși din cuibul dintre stânci. Amin. Amin, aleluia. No matter what we're gonna go, no matter what we're gonna go through, we need to have faith and trust in the Lord, because we will rejoice in eternity with Him forever. Amen. Amen. Okay, so Sora Carmen. Ca să vă trisească un pic ceva, să zică Carmen, share a little bit, and then mă lași ca să pot să și traduc, ok? Multă parte, Domnul, să vă binecuvinteze de pe toți frate de pe grup. Și mă bucur bun și nu o să vă... Așa că știu că nu putem nici dumneavoastră să traduceți și să vă rețină mult. Eu mulțumesc Domnului Iisus pentru tot și toate. Îi mulțumesc Domnului pentru credința așa mea slabă cum este, dar așa cum a fost slabă, Dumnezeu m-a ascultat și m-a înțeles întotdeauna și de câte ori am picat, Domnul niciodată nu m-a lăsat și când am fost la pat, Domnul m-a ridicat și mâna lui ce a spus. Ajutorul Domnului Iisus, ajutorul la frați, la surori, după grup, cât și lui sora Oltea și lui fratele Raș, de prima dată când
i-am cunoscut cu ați cu ani în urmă, fiind în spitale, în spital, fratele era și cu sora Oltea, niciodată n-a încetat să nu mă sune, să nu vorbească de mine, cum să mă simt, niciodată n-a uitat de mine să mă sune și să roage pe să se roage pentru mine, dar Dumnezeu și-a făcut prezența și ne-a ascultat și pe mine și pe sora Oltea și pe fratele Rad și Domnul mi-a vindecat de atâta ori. Hey. So she wants to thank us all for keeping her in prayers. We know each other for quite a few years, I believe, about probably from the beginning of the ministry, about 6 years, and ever since she came first time, you know, God healed her through ministry many times. She, even though she's weaker in strength and physically too, been many times in the hospital. And then when she mentioned that we never forgot about her, and we texted her, we called her even in the hospital, and how we prayed for her, and God listened to our prayers and healed her many times. We'll see if she wants to share one of this or not. We're going to see. Okay? Vrei să împărtășești odată măcar una dintre ele, dintre lucrări sau? Da. Ultima dată când am fost la spital, erau frate pe Zoom. Erau frate pe Zoom. Și v-a scris dumneavoastră și sora acolo, așa, eram de nu puteam să mă mai mișc deloc, nu puteam să mai rămânesem înțepenite de tot, nu puteam să mai mă mișc când am ajuns acolo deloc. Și v-am scris dumneavoastră și v-ați rugat pentru mine și când a fost sâmbăta, nu știu când am ajuns la spital, sâmbăta a fost rugăciunea, cum e astăzi. V-ați scris dumneavoastră, v-ați rugat și apoi duminica dimineața m-am ridicat sus, slăvit să fie Dumnezeu. So one time she mentioned the last time, it was a Saturday like today, she had to go to the hospital because she was unable even to move. She was so sick. I'm not sure exactly what happened to her, some from her neck, and she would not be able to move her arms or neck or head. And she was in the hospital, and then she somehow we knew. So she came in and she told us that she is sick. And I don't remember it was live or after we finished our live. We prayed for her, right, while she was in the hospital. And she said that she was able Sunday morning to get up of the bed, and she praises God for that. Glory to God. Și când a venit asistenta de dimineață, a rămas așa, a rămas. A anunțat pe domnul doctor, ce domnul doctor Grancia pe picioarele ei, s-a dus chiar singură la toaletă. Zic, ce-ai făcut, Grancia? Ce-ai făcut? Ce să fac? A făcut domnul. Zic, s-a rugat frații pentru mine. M-a sunat cumnată mea. Ce faci, Carmen? Ce să fac? Să fie în numele Domnului Iisus. Zic, s-a rugat frații pentru mine și sunt bine. Zic, sunt pe picioarele mele că și tatăl ei a fost bolnav și s-a rugat frații. Fratele ei s-au rugat frații că trebuia să-i taie piciorul. S-au rugat frații și nu i-a mai tăiat piciorul. Și de atunci crede și am zis, zic, cumnată, zic, s-a rugat frații pentru mine și zic, sunt pe picioarele mele. Zic, cred că și tata a fost mai rău ca tine și Dumnezeu a ascultat asculta rugăciunea. A venit doctorul de dimineață și că nu vine să credem că trebuia să trimitem la operație, să te operăm. Nu-i venea să crede lui domnul doctor. Și apoi zormea s-a dus la altă doctoră să mai vadă CD-ul.
s-a dus cu CD-ul să vadă că mă depistase cu 4 ernii de disc și trebuia să mă trimită la București și doctorul știind posibilitatea că nu are cine și problemele mele financiare și nu are cine să vină după mine, nu are cine să mă ajute. Și când a fost sora mea să vadă altă doctoră CD-ul, și sora ta nu mai are nimica. A băgat CD-ul pe aparatul ăla. Și sora ta nu mai are nimica, nu mai se vede nimica. Și sora mea, slavă Domnului! Slavă Domnului că nu mai are sora mea nimica. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Și chiar au rămas toți uimiți de acolo, că nu-i venea să creadă. Și sora mea le spunea așa la surori că dacă sora mea se face bine și poate să meargă cum mergea înainte, mă voi pocăi. Și tare mă bucur când am luat telefonul ăsta și am zis, Doamne Iisuse, Tu știi și mă cunoști. Eu iau telefonul ăsta ca să am o părtășie așa cu frații, să mă rog cu frații și cu surorile. Yes, acum o să traduc. Okay, so what she wanted to mention, so she was in such a situation that she needed to have surgery. So 4 herniations of this, and then she was scheduled to be sent to the capital of Romania, to Bucharest, and have their surgery because her situation was so bad. That's the reason she was not able to move. And when the doctors and the nurse, when the nurse came the second day, saw her walking and she went by herself to the toilet. And they said, well, what happened? What did you do? I said, well, nothing. You know, the brothers and sisters prayed for me and I'm well. And then she told the doctor, they could not believe it. I said, how is it possible? I said, well, it's possible. Everything is possible. And her sister, which is not newborn Christian yet, she said, well, I don't believe this. So they took the CD they did the x-ray again and they took the CD to another doctor for a second opinion. And when she went to the CD, to the second doctor for second opinion, she was told that, yes, her sister does not need to have the surgeries anymore. So we see that God is working, you know, even though she said that her faith is small and that she's weak. We know that God chooses the weak people to put to shame the strong one. And this is how God, how he works. This is just one of the times when God healed her. There are many times. And we praise God for this. You know, he chooses people to heal those that speak and to share out of his goodness. God heals many people. But they're quiet. They don't say, either embarrassed or I don't know, but God chooses and allow people that are the one that speak out and tell of his goodness, you know, go to trial, they get healed and they go and share the testimony. So we praise God. And also there was another a sister-in-law, which also she's not a newborn Christian, and her father had some problems with his leg and he needed to have his leg amputated. But after the prayer, they did not need to amputate his leg. And then she started to believe in this. When she called, they said, what's happening? And she mentioned about the healing. Then she believes it. Yes, I believe, you know, my father was also sick and then he was healed. And her sister said that, you know, if God did this miracle in her life, she also wants to give her life to Christ. And it's a prayer that we're praying for her for a long time. Those that do not know her and her twin sister, they have been orphans, abandoned to the orphanage, and had many health problems in their lives. But we praise God that God has chosen her and she has been with the Lord for a long time. We continue to pray for her and her family and also for her sister. Amen. Mulțumim, Sora Carmen, Domnul să te binecuvânteze și altă dată mai împărtășesc și din celelalte de la care Domnul lucra. Slavă Domnului! Toate și numai toată gloria a Domnului Iisus Hristos. El este Cel care se îndură și am menționat în engleză mai înainte. Dumnezeu vindecă mulți oameni, dar nu toți mărturisesc. Domnul cere să trâmbițăm minunile.
Și Dumnezeu alege oameni care nu tac. Când Dumnezeu le face un bine, nu tac. Pentru că în toate Dumnezeu vrea să fie lăudat. De ce? Că merită. Și atunci alții care trec prin necazuri sunt încurajați văzând că Dumnezeu a lucrat în viața lucrătoare. Deci, este să face și pentru mine. Le crește credința, Dumnezeu vindecă, Dumnezeu mântuiește. Slăviți să fie Domnul pentru lucrarea aceasta. Glorie Domnului Iisus Hristos. Deci, cu ajutorul Domnului, cred că vom mai avea două puncte și vom încheia. So, with God's grace, we're going to have two more things and then we'll close. Pastor Nike, if you want another song, and then Brother Christian, a poem, and then we'll close. So, vom avea încă o cântare prin pastorul Nike, sper că internetul nu ne mai face probleme, și apoi fratele Cristian o poezie și atunci vom încheia cu ajutorul Domnului. Open the mic. My Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my day, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord all the air, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sea will roar at the sound of your name. I sing for joy and the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Amen. Amen. Slăviți să fie Domnul. Nimic nu se poate compara cu dragostea lui și tot ce primim de la el. Slăviți să fie Domnul. O poezie, poem, Cristian, and then we close. Gloria lui Dumnezeu. Poezia se numește Sfârșitul este aproape. Și după cum titlul chiar sugerează, ne transmite și ne înștiințează încă o dată că ne apropiem de ziua Domnului și primim un îndemn și prin aceasta ca să ne întoarcem acum cât încă mai este har la Domnul, care va fi scutul și apărarea noastră, care va fi turnul nostru de scăpare în ziua aceea strălucită și mare. Sfârșitul e aproape. Suntem la apus, pe înserat, și cine mai poate să scape din noaptea în care am intrat? Păcatele lumii sunt grele, ucideri și crime și jaf. Păcatele urcă spre stele și acoperă cerul cu praf. Domnul ne anunță, ne spune, Domnul ne-a avertizat, dragostea, faptele bune, mulți le-au pierdut, le-au uitat. Protestele strigă, răsună, ei cer dezlegări la păcat. Pe ulițe mulți se adună cu scop și cu gând necurat. Iar lumea creștină se zbate,
Dar vai, ce puțin mai trăiesc cu viața, cu fapte curate în chipul cel dumnezeiesc. Găsiva credință când vine, Iisus pe ai săi i-a întrebat, întreabă-te astăzi, creștine, ești liber sau ești împăcat? Iubirea cerească se stinge, căci suntem și noi ocupați cu firea ce adună și strânge, în fire suntem îngropați. Dar spinii vor arde, deci te grăbește și scapă-te de îngrijorări. În dragoste sfântă trăiește, privește spre Domnul, spre zări. Nu cumva sfârșitul să vină, să arzi ca și paiul uscat. Acum, cât încă mai este lumină, să nu mai trăim în păcat. Acum e clipa, ascultă și pune pe inima ta. Întoarce-te astăzi la Domnul, întoarce-te, nu amâna. Amin. Amen, amen. So a little bit about the message of the poem is the end is near. So the end is near, we see the time, you know, and who will help the people in the midst of the darkest night. We see the scenes, the world that in the situation in the world with crimes and thefts and we see that the sins are going up to the heaven. And the Lord is telling us at this time to be watchful and to concentrate our life, to have love, good deeds, because many people have forgotten about these things. And even Jesus Christ said, when he is going to come, is he going to find faith on earth? That's why we need to ask ourselves as Christians, are we indeed free or are we still slaves in our sins? And may the Lord help us that his pure love to grow in our hearts and to not keep ourselves busy serving the things of the flesh, but just be watchful, because we know that the end is near, and to be ready when Jesus will come. And may the Lord help us in this direction, to be watchful, because yes, indeed, Jesus is coming soon. Domnul să ne ajute să veghem asupra faptelor noastre, că știm că vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru orice gând, orice cuvânt și orice faptă. De aceea, cât să zicem că astăzi să facem tot ce se mai poate până va veni ziua, când va fi prea târziu. Până atunci încă se poate, dar când va fi prea târziu, ușa se va închide și atunci degeaba vom bate. And may the Lord help us all to do all we can until it's too late. When the door will close, Jesus Christ will come and all his children will go with him, then it's going to be too late for those that will not. Mulțumim Domnului pentru că Domnul ne-a ajutat și în această zi, în această părtășie. Frați și sori scumpe din întreaga lume, care cum ați fost cu noi, Domnul să vă binecuvânteze, să vă răsplătească pentru timpul care l-ați petrecut. Noi nu irosim timp niciodată. Nimic ce facem pentru suflet nu este timp irosit. Timpul se irosește la televizoare, la fel de lucruri care nu hrănesc. Tot ce facem pentru părăția Domnului este un timp investit. Și slăvim pe Domnul pentru lucrul acesta. I want to thank each and everyone that have been with us here on platform and for the time invested for the kingdom of God. We never waste time when we speak about his love and his goodness. This is invested time. The wasted time is the one wasted on television, games, all other things, earthly things. But what we do for the kingdom of God, this is invested time, and we praise God for this. May the Lord continue to bless each and every one of you. Thank you all that are watching live. God bless you. Thank you all for sharing and for the comments. And with God's grace, we're going to meet next week at the same time. Să mulțumim tuturor care ne-ați urmărit live. Domnul să vă binecuvânteze, celor care ați trimis cuvinte de binecuvântare.
pentru noi și v-ați rugat pentru noi, Domnul să vă binecuvânteze. Cei care ați fost aceri de rugăciune, acum vom încheia cu rugăciune prin pastorul George pentru cauze, pentru situații. Nu va fi individuale rugăciunile, deci rugăciunea individuală este lunea. Domnul este cel care ascultă toate rugăciunile. So, through Pastor George, we will close with a prayer in ensemble for all the prayer requests, not individually. Individually are Monday. Monday, we pray individually, but now for all those that need healing and so on. So, may the Lord continue to bless and we thank God for everything He has done for us. Pastor George, and I'll translate. King of glory, our God and our Savior, in your Son Christ Jesus. Împăratul slavei și Dumnezeul nostru și Fiul tău, Iisus Hristos. Jehovah, we are delighted to know and to be convicted. We are the sons and daughters of your kingdom. Da, Doamne, noi suntem încântați, o Doamne, să fim numiți fii și fiice a împărăției tale. Aleluia. We thank you, Father, even for the Holy Spirit who reminds us our sonship as we cry, Abba, Father. Aleluia, da, Tată Ceresc, îți mulțumim și pentru Duhul Sfânt care mereu ne amintește de relația noastră, că și Tu ne-ai dat un Duh de înfiere ca să te strigăm, Ava, adică Tată. It is by your word, O Lord, that we cannot be forsaken. We will never be doubted and be thrown away. For in Christ Jesus, we are co-heirs and we have inherited the blessings of our father Abraham. Și îți mulțumim pentru promisiunile tale că și tu nu ne vei părăsi, nu ne vei abandona, Doamne, și că ne-ai făcut, în fapt, moștenitori ai împărăției tale, Doamne, fii și fii ai credinței prin Avram, Doamne. And this is our joy, that we are the son of the King and the son of Jehovah God, the Creator and the Almighty. Și aceasta este mângâierea noastră, că noi suntem fii și fiice a împăratului, a Dumnezeului prea, a tot puternic. Aleluia, thank you, Jesus. In Christ Jesus, we have that inheritance and that, Lord, we have the conviction that we are more than conquerors. Și prin Iisus Hristos, Doamne, noi suntem moștenitori și prin puterea Ta, Doamne Iisus, noi suntem mai mult decât victorioși. Our joy is filled in us and our heart is with the praises as we worship you, as we come together in this fellowship. Da, Doamne, inimile noastre sunt umplute de bucurie, Doamne, și cântări de laude când intrăm înaintea Ta, Doamne, în părtășiile noastre, glorie Ție, Doamne. May you continue to bond our love, to bond our fellowship, in this unity and on this platform, for this is the purpose you have called us. Da, Doamne, te rog, ajută-ne și fă ca dragostea Ta să ne unească tot mai mult în unitatea care Tu o dorești, Doamne, pe această platformă, Doamne, căci aceasta este chemarea care Tu o ai pentru noi. Glorie Ție, Doamne. We thank you, Lord, for healing. We thank you, Lord, for testimonies. We thank you, Lord, for salvation. We thank you, Lord, for deliverance. Îți mulțumim, Doamne, pentru tot ce ai lucrat, Doamne. Îți mulțumim pentru mărturisiri. Îți mulțumim pentru eliberări, Doamne. Îți mulțumim pentru toate care Tu le-ai făcut, Doamne. So continue, O Lord, to keep us and continue, O Lord, to let our minds be in the unity of Your love and Your grace. Da, Doamne, continuă și ajută-ne, Doamne. Ține-ne pe brațele Tale să continuăm, Doamne, în dragostea Ta și în harul Tău. As we remember those who have been watching through Facebook and even those who joined, Father, mostly for those who are not saved, through your word, they are being reached and they are received in your kingdom as they accept Jesus, the Lord and the Savior. Da, Doamne, și pentru cei, ne rugăm pentru cei care ne urmăresc pe Facebook, cei care au venit împreună cu noi și ne rugăm pentru cei care încă nu au ajuns să fie mântuiți, Doamne, să Te accepte pe Tine ca salvator personal. Te rog, fă
cuvântul tău să pătrundă inimile lor, Doamne, ca ei să poată să te accepte pe tine ca salvator personal. I bless you, Lord, I thank you for our brother Hajj, and I bless you, O God, for our sister Altea. Te binecuvântăm și te lăudăm, Doamne, și îți mulțumim pentru pastorul Raj, Doamne, și îți mulțumesc și pentru mine că m-ai salvat, Doamne Iisus. I bless you, God, and thank you for brother Christian, and I bless you and I thank you, Lord, for brother Adrena Alexander. Îți mulțumim și te lăudăm, Doamne, pentru fratele Cristian, pentru fratele Alexandru care este cu noi, Doamne. I thank you, Lord, Father, and I thank you for our brother Nick and our brother and sister Ansa Alina. Da, Doamne, și îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru fratele Nike și familia lui, pentru sora Alina, Doamne Iisuse. Be given glory, O Father, in the mighty name of Jesus, for Dana and Sanda. Și îți dăm glory și îți mulțumim pentru sora Dana, pentru sora Sanda. May you receive, O God, praises even for Nicola and for Raj Salhota. Da, Doamne, și gloria să fie a Ta, Doamne, și pentru sora Nicole, pentru fratele Raj, care încă este cu noi, dar nu poate să pună camera. And even for those who have not mentioned their names, Father, and they are on this platform, continue blessing them, continue lifting them, continue increasing them in your mighty name. Da, Doamne, și pentru cei care nu s-au menționat numele lor, Doamne Iisuse, te rog să continui, Doamne, să-i binecuvântezi. Harul Tău să continue să fie peste ei și numele Tău să fie binecuvântat. And even I pray for my family, Lord, as we humble ourselves, we continue to give you thanks and praise, even for this connection in this platform. May your name be glory. Be given glory. Da, Doamne, și îți mulțumim, Doamne, și pentru familiile noastre, Doamne, și pentru conexiunea aceasta, pe această platformă, Doamne, pentru toate vrem să-ți aducem ție glorie și onoare. In Christ Jesus' name, our Savior and our Lord, and the King of Kings, may your name be given glory and praise. Amen. În numele Domnului Iisus Hristos ne-am rugat, Împăratul Împăratul, și să aducem ție glorie și onoare. Amin. Amin. Slavă Domnului Iisus Hristos. Glorie ce ne-a. Mulțumim Domnului Iisus Hristos pentru această părtășie și Domnul să ne binecuvânteze. We want to thank God for the fellowship that we had today, for everything that was put on the table for us. Everyone came with our sacrifice, whatever got put in our hearts, whether testimonies, songs, the poems, and everything that was done. As the Bible teaches us, you know, to be together, to seek the kingdom of God, to encourage each other through the teachings, through brotherly love, and may the Lord continue to use us for his kingdom. So with all these things, we're going to conclude our meeting today, and we thank you all, and we see you next time. Cu toate ce a fost astăzi aici, vom încheia cu ajutorul Domnului și mulțumim Domnului pentru tot ce a fost, tot ce a lucrat în viețile noastre și cu ajutorul Domnului ne vom întâlni data viitoare. Anunțuri s-au făcut și la început și la sfârșit, cei care mai doriți informații sau ceva, contactați-ne și Domnul să vă binecuvânteze. Sau pentru rugăciuni individuale ne întâlnim luni seara la ora 6 ora României. For those who desire individual prayers, we're going to meet in Enosh group through our platform live. There we're going to have a group of prayer warriors that we're going to pray individually for your situation, your need. Sau cu ajutorul Domnului și luni ne vom întâlni în grupul Enosh pentru rugăciune individuală, cu grupul de lucrători care ne vom ruga și din nou pe platforma aceasta sâmbătă viitoare. Harul și pacea Domnului să fie cu toți. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ, and may the Lord bless us all and our families and all that we work our ministry, and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen.